Dragilor și bine ați venit la previziunile pentru joi, așa cum știți, ziua de joi este ziua marelui benefic jupiter și chiar am observat că mai mereu lucrurile funcționează destul de bine în această zi. Chiar este o zi destul de frumoasă, aș spune eu, o zi cu vindecări, o zi în care comunicarea, drumurile ne pot ajuta foarte mult și este o zi în care putem să vindecăm anumite probleme. În egală măsură, există și o predispoziție spre tensiuni, mai ales când discutăm de ideea aceasta de a ne conforma anumitor situații și o să discutăm imediat. Avem data de 24, Marea Preuteasă, Împăratul, ambele energii care vorbesc în mod special despre teorii, da? Marea să vorbește despre secrete, despre lucruri ascunse, despre lumea de dincolo, dar aș spune clar faptul că astăzi avem o, o, mână, de, o, o mână de ajutor. Astăzi avem. Uh, o ghidare specială în a ne pune în ordine anumite lucruri. În egală măsură, împăratul vine și ne ajută să ne ordonăm, ne ajută să ne facem strategii. Este foarte bine în ziua de joi să ne ascultăm intuiția pentru a rezolva diferite probleme. Cei care aveți de rezolvat astăzi tot felul de lucruri legate de un șef, legate de o autoritate din viața voastră, e o zi foarte bună în care aveți toate șansele să rezolvați aceste lucruri. Bineînțeles că ni se cere să dăm dovadă și de curaj. Energia generală, această arcană majoră care reprezintă zodia săgetător. Pe de altă parte, este o zi cu vindecări, este o zi extrem de frumoasă pentru toată lumea, o zi cu predispoziție spre a relua anumite discuții importante, o zi cu predispoziție spre vindecare. Chiar astăzi, nu știu, putem să aflăm uh, tot felul de lucruri importante legate de o problemă de sănătate, legate de o instituție. E ceva important care o să ne ajute să ne liniștim. Uh, cumpătarea nu vine mereu cu vești bune, în schimb, uh, vine cu ideea aceasta de a menține un echilibru. Da? Foarte interesant. Hai să vedem și o carte oracol, să vedem ce ni se transmite, că sunt curioasă, n-am mai luat de mult carte oracol. Wow, s-a întors și o voi lua în considerare, sunt mai multe, dar simt că aceasta este reprezentativă. Numerele importante, 4, 8, 12, 3 și 48. Foarte interesant, Culorile importante, în mod special albastru, văd aici, deci culoarea comunicării, mai mult decât atât, galben, roșu, roz. Mesajul este lumina nemuririi spirituale. Foarte interesant, iar mesajul este din partea Arhanghelului Mihail, care ne oferă un dar, un cadou tuturor și ne transmite în felul următor ard tot ceea ce este trecător în tine, astfel încât să rămână și să strălucească numai esența pură dumnezeiască. Te ajut să îți descoperi lumina interioară. Sunt salvatorul sufletelor din infernuri și călăuza lor spre cel prea înalt. Foarte frumos acest mesaj. Suntem foarte mult ajutați astăzi să ne facem lumină în minte, în gânduri, așa cum am spus, suntem foarte mulți ajutați pe tot ce ține de um, a elimina lucruri și de ce nu de a afla secrete, de a afla lucruri importante. Asta este absolut fantastic. Și acestea fiind spuse, te invit să cauți zodiile de care ești interesat. E important să asculti și de la zodie și de la ascendent. Vezi și ce fac persoanele cele mai drăștie. De asemenea, te invit la filmările pentru această săptămână, sper că le-ai văzut deja, dacă nu, te invit să o faci. Ți-am lăsat playlist-ul cu toate zodiile mai jos după capitole sau în primul comentariu. De asemenea, te invit la filmările pentru luna decembrie, deoarece se apropie și uh, chiar este o lună magică pentru toată lumea, dar în acest an o să fie ceva mai uh, special. Bun. Hai să vedem, Zodia Berbec. Dragi bărbeci, este o zi de joi extrem de interesantă pentru voi. În primul rând, este o zi în care aveți parte de o experiență spirituală absolut fantastică. Pe de altă parte, este o zi în care o persoană pe care tu o respecti foarte mult te poate ajuta să rezolvi anumite, uh, anumite situații, ca să spun așa. Uh, e important să ai curaj și e important să țintești undeva sus, în egală măsură, Poate chiar e o zi în care ai o discuție cu o persoană pe care o respecti, poate e vorba de o persoană mai spirituală sau o persoană care are niște studii înalte, are o funcție și, repet, care te poate ajuta foarte, foarte mult. Vezi că astăzi, oarecum tu ești ajutorul celorlalți, deci toată lumea se bazează pe tine, așa că tot înainte, mult curaj și Deschide te în fața oportunităților care apar. Să vedem și tarotul ce îți transmite. Hai să vedem. Prima carte pentru tine. Cavalerul de cupe, foarte frumos. Cavalerul de cupe vorbește despre o veste bună pe care o poți primi. Dar în egală măsură văd aici uh, un drum pe care îl faci către o persoană dragăție sau o invitație pe care o poți să o primești. Prima carte, 5 de băte. Este o zi în care pot să apară și discuții în contradictoriu cu o anumită persoană, însă tot ziua de joi vine la pachet pentru tine și cu o stare așa de gelozie, de agitație. Mai departe, nouă de spade. Te văd puțin stresat aici, poate chiar este o zi în care ar fi bine să faci ceea ce simți și să-l lași puțin gândirea deoparte, da. Ultima carte 4 de cupe se pare că ți se oferă ceva, ți se propune ceva astăzi, însă nu prea ai chef da? sau nu accepti. Parcă ai așa o stare de plictiseală, parcă se reiau o discuție sau cei care sunteți într-o relație, da, există posibilitatea să reluați niște discuții, să nu vă convină ceva anume. Dar repet, e important să te deschizi către ceea ce vine spre tine. Mai departe, zodia taur pentru tine este o zi în care trăiești lucrurile mult mai intens. Este o zi cu pasiune pentru tine, o zi în care ai o intuiție specială și. Când vorbeam de intuiție, atenție foarte mult la ceea ce visezi, mai ales în seara dinspre 23 spre 24. Pentru că poți fi informații extrem de prețioase pe care Universul Ți le transmite Ție în mod special. Uh, nu uităm că pe 23 seara avem o lună nouă, a cărei energii cu siguranță o să o simți și joi. O să ascult și de ieri, să vezi ce am vorbit, că sunt predispoziții pentru următoarea jumătate de an. Uh, Parcă îți vine o idee genială, ceva acolo se întâmplă, um, încep să conștientizezi diferite lucruri și tensiunea pentru tine uh, poate să vină din partea unui prieten sau tensiunea poate să vină din ideea aceasta de uh, viitor. Te gândești la viitor. Bun, dar ce fac mai încolo sau ce se întâmplă? Uh, unii tauri vedeți că astăzi, prin niște discuții, prin niște sincronicități, supra cărora nici măcar nu vă gândiți, uh, puteți să aflați niște informații extrem de importante, puteți să aflați niște secrete în egală măsură. Hai să vedem. Deci dragi tauri, tot înainte, dar e important să comunicați unii aflați de uh, persoana iubită, da, cei care sunteți într-o relație care reușește să-și rezolve o problemă. Sau poate tu afli o informație și ți-ai rezolvat nelămurirea. Da. Astul de monede avem aici care reprezintă o dovadă, care reprezintă un nou început. Acum da, e o simplă zi. Poate e vorba de un loc nou în care mergi, de ceva nou ce vrei tu să încerci, însă asul de monede parcă vine așa cu, cu un vibe nou, da? vine cu o atitudine nouă pe care o poți avea. Justiția o legătură cu zodia balanță. Văd aici că este o zi în care reușești să-ți clarifici ceva anume printr-un eveniment care se întâmplă. Următoarea carte, 10 de spade. Poate să fie și o zi aglomerată, o zi în care ai multe lucruri de făcut, dar tot această carte poate să-ți vorbească și despre o transformare care apare în viața ta. E un nou început, dar e și cu un final. Ultima carte, Împăratul, o legătură cu Zodia Berbec. Poate chiar primești o veste din partea unei persoane cu autoritate asupra ta, din partea unei persoane importante din viața ta, în egală măsură. Să iau tot felul de decizii, dar pentru unii tauri sunt lucruri foarte mărunte care se întâmplă în ziua de joi. Zodia Gemeni, dragi gemeni, o zi în care relațiile sunt foarte importante: asocierile, contractele, parteneriatele, și e interesant că primești un ajutor din partea unui prieten sau primești un ajutor uh, din partea unui grup de oameni din care tu faci parte. Uh, Parcă nu știu, faci o înțelegere cu cineva pentru un viitor mai îndepărtat, faci o înțelegere cu cineva uh, în legătură cu un proiect, de ce nu. Da? Uh, pot exista în ziua de joi anumite tensiuni legate de șefi de zona autorităților, dar atenție, în, poate nu e ceva ce te vizează pe tine în mod direct. Poate se întâmplă ceva pe acolo și te agiți și tu puțin. Dar, repet, tu ai un ajutor. La baza pachetului avem valetul de băte, o nouă activitate pe care o faci, dar văd și foarte mult entuziasm pentru tine. Vrei să cunoști lucruri, ești curios, vrei să socializezi și asta e foarte, foarte bine. 10 de băte vine aici totuși și cu o zi aglomerată. Este neapărat ceva negativ, poate pur și simplu ai foarte multe lucruri de făcut, Însă ți-aș recomanda aici să ceri ajutorul celorlalți sau să te organizezi foarte bine, pentru că așa cum am mai precizat, nu este o perioadă pentru tine uh, extraordinară uh, din, din punct de vedere energetic, adică nu ai suficientă energie și uh, anumite activități pe care le faci e posibil să te obosească mai repede. Următoarea carte, Diavolul, o legătură cu Zodia Capricorn, dar în acest context chiar ți-aș spune că în această zi ar fi bine să nu exagerezi cu absolut nimic. Sunt niște lucruri aici care te chinuie, nu știu, niște învârteli care să facă niște traume pe care le ai și ar fi bine să iei lucrurile încet. Ultima carte, Regele de Cupe, o legătură văd aici poate cu zona medicală, cu trecutul, alți gemeni, chiar aveți parte de o zi în care o persoană din trecut nu știu, vă poate ajuta într-o problemă. Sau o rudă. Zodia Rac. Dragi, raci, o zi în care munca e foarte importantă pentru tine, munca, sănătatea și vezi că primești un ajutor sau rezolvi ceva printr-un șef, ceva legat de zona autorităților. De acolo vine o veste bună. Se întâmplă ceva, se ia o decizie, dar e benefic pentru tine. Tensiunile, bineînțeles, că pot veni din zona studiilor înalte sau tensiunile pot veni din străinătate pentru tine. Dacă ai un examen astăzi sau dacă ai ceva important de făcut, e bine să-ți asculti intuiția și e bine să te informezi foarte mult asupra lucrurilor care se petrec în viața ta. Hai să vedem mai departe la baza pachetului turnul pentru tine. Turnul și cu acest cavaler de băte. Se pare că într-o situație poate chiar ți-ai făcut prea mari speranțe sau te-ai aruncat cu capul înainte într-o poveste pe care nu o cunoșteai foarte bine. Turnul vine aici cu o eliberare. Pentru unii raci e vorba de niște lucruri da, pe care le afli și care uh, pur și simplu ți se par destul de ciudate. E ca și cum nu prea mai înțelegi nimic din ce se întâmplă. Șapte de băte, uite, văd foarte multă încredere în tine. Și este o zi în care pot apărea și provocări, așa cum am spus. Steaua, următoarea carte, o legătură cu zodia vărsător, văd că țintești undeva sus, ai o dorință care are foarte mari șanse să se îndeplinească. E ca și cum speri ceva, îți dorești ceva. Ultima carte, 5 de monede, poate e ceva legat de zona medicală sau ceva legat de o problemă de sănătate, de o problemă financiară. Văd aici pe cineva care abandonează, cineva care lasă în urmă anumite lucruri, dar vezi că este o zi în care uh, intuiția te ajută foarte, foarte mult. Nici cineva care abandonează ceva anume sau are niște probleme. Zodia leu. Pentru tine este o zi în care romantismul, iubirea contează foarte mult, e o zi în care poți să te concentrezi pe copii, pe nu știu, relația cu persoana iubită, ai foarte multă creativitate și vezi că uh, vestea bună pentru tine sau uh, rezolvarea vine din zona străinătății, din zona studiilor înalte, din zona călătoriilor îndepărtate. Uh, tensiunea vine prin ideea aceasta de a închide, de a, de a transforma. Îți vine o idee, apare o informație la urechile tale, inițial spui vai ce interesantă e și apoi îți dai seama că asta presupune și niște schimbări pe acolo și e posibil să nu fi deschis la ele. Hai să vedem. Ce îți transmite și tarotul? La baza pachetului pentru tine, valetul de spade. Este o zi în care ești foarte curios, vrei să afli tot felul de lucruri și intenționezi să-ți rezolvi tot felul de probleme, mai ales dacă discutăm de zona actelor. Unii poate chiar studiați astăzi o problemă. Nouă de cupe și apare bucuria. E o bucurie, o mulțumire, o împlinire pentru tine. Următoarea carte, Arcana Majoră Moartea, care vine cu o transformare și cu o legătură cu Zodia Scorpion. Poate se încheie ceva, poate mergi, te informezi de un anumit lucru și uh, afli un răspuns care te ajută să finalizezi o etapă. Ultima carte, Regina de monede, e ceva legat de banii tăi în egală măsură. Uh, vezi că pot apărea niște tensiuni astăzi din zona băncilor sau uh, din partea partenerului, adică acesta are niște probleme și uh, de aici pot apărea tensiunile. Regina de monede totuși vorbește de stabilitate și despre o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Da. Unii po poate rezolva și ceva legat de mulți bani, nu știu, ceva legat de o casă. Zodia fecioară pentru tine este o zi în care casa, familia sunt foarte importante, te concentrezi acolo, ai lucruri de făcut și primești o veste bună. Um, care te ajută să vezi lucrurile altfel. Da? Primești o veste bună legată de o încheiere. Cineva a finalizat un proiect, cineva a finalizat ceva banal în viața sa, nu știu, a finalizat săptămâna cu bine da? sau afli de un final, oricum ar fi, dar e ceva benefic, atenție, eliberator. Tensiunea vine din relații. Tensiunea vine dintr-o relație, dintr-o asociere, dintr-un parteneriat. Um, Poate e o zi în care ar fi bine să. Să faci și puțină așa curățenie în casă, așa cum îți place ție, pentru că. Uh, ai ocazia să. Rezolvi niște probleme foarte importante, da să. Arunci răul fizic uh, și să plece și cel spiritual, chiar dacă vrei să faci asta e ok. Deci chiar. Uh, o să vezi niște rezultate foarte bune, dar în timp, nu de a doua zi. poate să fie și o zi cu pasiune în relația cu partenerul de viață, asta cei care sunteți într-o relație. Rezolvați ceva legat de o casă, de o moștenire. 5 de monede. Da, este o zi în care, nu știu, ori problemele de sănătate primează, ori văd aici o persoană care se simte puțin singură, abandonată, lăsată deoparte. Mai departe, 5 de spade. Păi văd aici o nedreptate. Cineva face o nedreptate, un compromis în care ori tu te-ai băgat, ori e cineva care e băgat aici într-un compromis. Atenție puțin pe acte, hârtii și documente astăzi. Următoarea carte, Soarele, o legătură cu Zodia Leu sau cu Zodia Berbec. Deci apare o bucurie, se clarifică o situație. Soarele vorbește despre succes, despre fericire, despre abundență, despre un moment în care se clarifică o situație. Poate să însemne și o persoană importantă. Ultima carte, Valetul de băte pentru tine, care vorbește despre faptul că un copil sau un adolescent poate avea un rol important în viața ta, însă văd și noi activități pe care le faci. Zodia Balanță. Pentru tine este o zi în care faci drumuri, o zi în care socializezi foarte mult și o discuție pe care o deschizi cu cineva să știi că te ajută maxim uh, pe a rezolva o problemă. Poate o problemă legată de o relație, o problemă legată de acte, de ce nu? Și tensiunea pentru tine vine de la muncă sau de pe zona sănătății. Um, este important să deschizi acea discuție, e important să comunici, da? că Altfel nu, nu rezolvi, da. nu spun aceste lucruri că tot îmi lasă comentarii balanțele unii dintre voi că tot așteaptă așteaptă și nu se întâmplă pe păi exact așteaptă de ce nu acționează întreb. Deci astăzi, dacă deschizi o discuție, faci un drum, fă și tot drumuri scurte, încearcă să contactezi persoana respectivă, bagă-te în seamă cu cineva. Adică încearcă să iei atitudine, pentru că există șanse, există predispoziție foarte mare astăzi să rezolve așa ceva. Dar uh, atenție puțin pe zona sănătății astăzi. Atenție cum conduci, atenție cum mergi și atenție la ce comunici. 10 uh, de cupe, uite, o bucurie, da? sau ai tu un ideal aici, îți dorești ceva, o familie fericită, ai o zi în care ești destul de emoționat, Marea preoteasă, foarte interesant, a fi un secret sau cineva îți dă un sfat acolo care, nu știu, e, e foarte bun, doar că te cam pune așa pe gânduri. Unii chiar rezolvați, ca prin minune, niște probleme legate de o rudă. Faietonul, un drum pe care îl faci, mai văd aici și o legătură cu Zodia RAC. Acest drum, uh, nu știu, ori îți vine cineva în casă, ori mergi tu în vizită la cineva, primești o veste bună de la o persoană. Ultima carte, Judecata, foarte interesant. Primești o veste bună legată de un drum, nu știu, e ca un secret așa pe care îl afli. Judecata vine aici cu un moment în care reiei o discuție cu cineva sau te poți revedea cu o persoană din trecutul tău. Îți clarifici ceva anume. Zodia Scorpion, pentru tine este o zi în care poți să primești bani, o zi în care ești apreciat sau îți cumperi ceva pentru sufletul tău, investești în propria persoană. Mai mult decât atât, este o zi în care primești un ajutor de la locul de muncă sau. Faci tu o activitate, faci ceva și toată lumea te aplaudă și toate bune și frumoase. Tensiunea în schimb poate să vină din partea unui copil sau din partea persoanei iubite. Cei care aveți afaceri, vedeți că pe acolo pot apărea anumite tensiuni în ziua de joi. Unii scorpioni aveți ocazia să rezolvați astăzi o problemă de sănătate sau să primiți o veste bună în legătură cu Uh, cu acest lucru. Hai să vedem, dragi Scorpion. La baza pachetului, 5 de spade, cineva e cam dezamăgit aici. 5 de spade vorbește și de un compromis în egală măsură. Uh, cineva e foarte curios, vrea să afle niște lucruri. Și acest aspect pare nedrept. Ori tu vrei să afli ceva despre o persoană, ori e cineva acolo care vrea să afle niște chestii. 6 de cupe. E ceva legat de un copil sau ceva legat de un lucru vechi? Pe de altă parte văd aici o legătură cu un suflet pereche pentru alți scorpioni. Următoarea carte, 2 de bâte. E ceva pentru unii legat de străinătate sau ceva legat de un drum lung? Această carte poate să mai vorbească și despre o așteptare mai mare în care cineva este pus. Iar ultima carte, Cavalerul de Băte. Cavalerul de Băte care vine cu foarte mult entuziasm. Discutăm despre o zi în care, nu știu, te poți simți bine. Da? Poate e ceva legat de o vacanță aici pentru unii sau ceva legat de o relație la distanță, de o revedere pe care o puteți avea cu o persoană. Zodia Săgetător, pentru tine este o zi în care strălucești de-a dreptul, ai multă energie, soarele la tine în zodie, uh, Mercur, Venus, luna, deci e o zi fantastică pentru tine, în care strălucești, ești foarte bine aspectat, dar uh, e o zi în care, nu știu, uh, ai o surpriză plăcută sau uh, persoana iubită, un copil, cineva din jurul tău te ajută cu un anumit element. Vezi că este și o zi în care ai o creativitate absolut fantastică și e foarte bine să faci ceea ce simți. Tensiunile, în schimb, pot veni din partea familiei sau din zona imobiliarelor. Sunt niște lucruri acolo. Da? Nu știu, ai și tu chef să te distrezi, să te simți bine, parcă abia aștept să vină weekendul și când colo afli că trebuie să rezolvi niște probleme legate de niște acte. Da? Sau probleme casnice, nu știu. 9 de băte, o teamă văd aici. Puțină teamă sau poate să fie vorba și de o persoană care uh, se află într-o stare de așteptare, cineva care e obosit. Regele de cupe, o legătură văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Uh, regele de cupe poate să mai vorbească și de o persoană din trecutul tău, cineva care revine sau, pentru alții, poate să fie vorba uh, chiar de o persoană importantă din sufletul tău. Asul de băte, o idee genială care îți vine astăzi, dar văd aici foarte clar și o nouă activitate pe care tu ești dispus să o faci. Poate să apară și o nouă persoană pentru că tu strălucești de-a dreptul în perioada asta, adică profită de chestia asta. Ultima carte, 4 de monede, uite, mai multă încredere în tine pe care o ai în această zi și văd faptul că începi să ai și tu o siguranță din partea unei persoane sau ai o siguranță din partea Universului, începe să-ți arate semne că ești pe drumul care trebuie. Zodia Capricorn pentru tine este o zi în care ai foarte multă intuiție, dar e o zi în care ar fi bine să nu te supra-soliciți. Atenție la sincronicitățile din jurul tău, pentru că vei afla niște informații foarte importante, nu neapărat în ziua de joi, cât în această perioadă. E foarte, foarte benefic pentru tine. Ajutorul sau bucuria, să spun așa, vine din familie, din casă, din partea unei persoane dragi. De asemenea, se rezolvă ceva legat de o închidere. O persoană închide o perioadă când nu știu, nu s-a simțit bine sau s-au întâmplat lucruri. Tensiunea vine din zona drumurilor sau printr-o discuție. Tensiunea de asemenea, mă rog, de asemenea poate să vină din partea vecinilor. Așa că, atenție! Da, aici. Rezolv tot felul de lucruri, dar e important să nu încerci să le controlezi. Lasă lucrurile de la sine că e o perioadă foarte bună pentru tine de, de eliberari, da? de eliberări, să scapi de chestii nasoale din viața ta. Nu știu, ai o discuție, afli un secret, rămâi și tu mirat de o chestie care se întâmplă în jurul tău. Mergi pe stradă și vezi, nu știu, o mașină care are probleme sau chestii de genul, da? Sau cineva care, nu știu, îi s-a stricat mașina și te blochează în parcare. Că se pot întâmpla așa și astfel de chestii. Sau mergi pe stradă și vezi un accident, doamne ferește. Da. Bun. Nouă de bâte. Păi multă oboseală, dragi capricorni. Clar, nu vă supra solicitați că nu are sens. Da? N are sens. Sunteți într-o perioadă în care tare bine va fi, mă rog, tare bine va prinde un concediu. Următoarea carte, Valetul de monede. Văd că studiez ceva astăzi sau intri în contact cu o persoană foarte studioasă din fire. De asemenea, văd aici un nou proiect sau o noutate pe care tu ai dezvoltat-o sau o dezvolți. Șapte de monede. Uite, e ceva cu așteptarea aici. Cineva te întârzie sau e o persoană care așteaptă, poate chiar te simți așa puțin blocat. E o perioadă bună să analizezi puțin trecutul. Chiar o perioadă foarte bună. Cel puțin ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta. 10 de bâte, da, dragi capricorni, chiar serios, eu zic în care nu vă supra-solicitați. Îl mai aveți și pe Marte în retrograd pe casa a șasea, nu vă supra-solicitați. Încercați să cereți ajutorul rudelor și, nu știu, eu o zi în care dacă puteți să stați mai mult pe acasă, ar fi super. Dacă se poate, da, dacă nu se poate, măcar încercați să nu trageți de voi. Zodia vărsător. Dragi vărsători, o zi în care, nu știu, aveți chef, socializați, intrați în contact cu tot felul de oameni, o zi în care vă faceți tot felul de planuri, aveți tot felul de experiențe. O bucurie pe care o ai printr-un drum scurt pe care îl faci. Pentru alți vărsători e vorba de o discuție pe care o aveți cu cineva și care vă ajută mult. Vă ajută să vă clarificați și voi așa niște planuri de viitor, niște obiective. Uh, tensiunea vine din zona banilor sau tensiunea vine din uh, uh, lipsa valorii de sine, da? uh, tensiunea poate să vină de acolo ai discuția, vine șansa oportunitatea, dar n-ai curajul să te apuci de ea. Pentru unii nu știu poate să vină o factură sau vă enervați că auziți nu știu ce știre sau se întâmplă chestii legate de bani în general. Vreți să cumpărați ceva, nu știu. te chiar e o discuție pe care o aveți în cadrul căreia nu vă simțiți suficient apreciați. La baza pachetului, magicianul, clar, ești foarte preocupată în ziua de joi, ai multe activități pe cap. Această carte vorbește și despre faptul că în această zi ai foarte multă măestrie în ceea ce faci. Nu știu, faci mâncare, lucrezi cu mâinile, te ocupi cu mai multe lucruri, te pregătești tu pentru ceva aici. Prima carte, Soarele, o legătură cu Zodia Leu sau cu Zodia Berbec, văd o bucurie aici. O bucurie, dar văd și niște discuții legate ori de o despărțire, ori, ori o discuție legată de uh, o încheiere. Cineva vrea să abandoneze un anumit lucru, nu știu. Cineva vrea să se mute, să plece. Trei de băte, următoarea carte, așa cum ți-am spus, un drum scurt pe care îl faci sau o primă de blocare pe care o simți. E o primă bucurie acolo uh, frumoasă pentru tine. Ultima carte, Regina de monede. Totuși rezolvi ceva legat de niște bani. Până la urmă Jupiter de acum cam gata, e prin mers direct pe acolo și te ajută. Uh, Regina de monede poate spune să-ți asumi, da, să-ți asumi, să-ți vezi valoarea de sine, uh, pentru că îmi dau seama că se deschide o perioadă pentru tine în care începi să vezi mai clar așa cam cine ești, cam ce valoare ai, cam uh, ce anume ai merita uh, regina de monede îți mai spune și despre o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, uh, poate chiar e o zi în care o persoană te poate ajuta foarte mult să-ți clarifici niște probleme. Zodia pești. Uh, pentru tine este o zi extrem de bună în care strălucești de-a dreptul, ai o perioadă bună, ar fi bine să profiți de ea, după aia planetele pleacă de acolo, da? profită cât mai e, cât mai e cazul. Uh, se rezolvă ceva astăzi legat de zona autorităților, de un șef, ești aplaudat, lucrurile merg bine. Și chiar ai o, nu știu, poți să primești o avansare, poți să discuți serios despre niște bani suplimentari pe care îi poți primi, dar alți peștișori pur și simplu vă simțiți foarte apreciați la muncă, de către vecini, de către oamenii din jurul vostru, la școală, la facultate, fiecare pe unde sunteți. E o zi bună. Tensiunea poate să vină chiar de la tine, adică e ok să accepti, da, poate acele complimente pe care le primești, e ok să. Uh, să-ți dai seama că ceea ce vine către tine nu vine doar așa ca să fie, chiar are un sens ceea ce vine către tine și chiar sunt pe bune complimentele respective sau avansarea respectivă. Da, e bine să. nu știu, să spui mulțumesc și atât. Dar lasă lucrurile așa, că oricum. Uh, uh, Chiron de acolo iese din retrogradare prin decembrie și rezolvă lucrurile ca la carte. Intră și Jupiter pe acolo, deci te ajută, ai ajutor. Acum e doar așa, o chestie aruncată, o discuție. Sau o primă recunoaștere, de ce nu? La baza pachetului pentru tine, Faietonul, o legătură cu Zodia Rac, văd un drum pe care îl faci, dar vezi că este o zi în care ai o putere psihică absolut fantastică. Deci, nu știu ce faci, dar e de bine. Ești preocupat cu două lucruri, două case, două locuri de muncă, ești tras în toate direcțiile, tu ești la comandă, trebuie să ții echilibru. Nouă de monede, uite, primești niște bani, o apreciere, te simți bine, te simți independent, îți cumperi ceva pentru sufletul tău. Chiar o zi bună. Următoarea carte, Asul de bâte, un nou început o victorie, o veste bună care apare, o speranță care se aprinde în inima ta, poate să însemne și o nouă persoană. Ultima carte, patru de monede. Pe uite, ești foarte mult ajutat să-ți crești încrederea în tine, ești foarte mult ajutat pentru că acest patru de monede să știi că înseamnă stabilitate, în general vorbim. Și în această etalare văd clar că lucrurile devin din ce în ce mai sigure, din ce în ce mai bune în viața ta. Nu? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like funcții gratuite pentru toți și de asemenea, vă invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, dar și la previziunile pentru luna decembrie. E o lună superbă, personal abia aștept eu lună cu schimbări, terminăm anul într-o notă superbă. Adică nu vreau să mai înțelegem mai nimic din ce ni se întâmplă, dar e ok, pentru că de la anul încolo se clarifică foarte mult lucrurile în viața fiecăruia. Te îmbrățișez și îți doresc o zi de joi magică!